să refacem acest traseu? Nu, de... e greu de spus. E greu de spus. Pentru că cu toate am avut succes. Asigur că am avut, dar undeva păi, te-ai știu, simțit cel mai bine. Nici nu pot să o spun, pentru că... Nu, cel mai bine la Corvinu, că erai tânăr. Nu? La Corvinu a fost extraordinar, pentru că atunci am început cariera de antrenor. Și ai fost ca antrenor-jucător o perioadă. Da, antrenor-jucător. Un an de zile am fost antrenor. Am fost antrenor echipei și jucător la Corvinu și eram antrenorul echipei naționale. Miercurea seara, duminică seara după meci, mă suiam la avionul trenul de noapte, ajungeam luni la federație, stăteam la federație luni, marți și miercuri. Miercuri seara mă suiam în tren, ajungeam joi dimineață, mă duceam la antrenament, bă, și duminică jucam. Da, vezi că n-ai obosit nici acum, la 7-7 de ani, toată ziua ești de la Kiev, la București, în Antalya, din Antalya. Da, a fost o perioadă fantastică. Pentru, adică, cum să spun eu, era un entuziasm din punctul ăsta de vedere. Și eram eu vorbesc de sport. Eram tine, nu știi, bancul ăla, da, discută doi inși în vârstă. Da. Și dacă, mă, zice, tu când a fost cel mai bine? Ce, pe vremea lui Stalin. Da. Ești nebun. Da. Cum pe vremea lui Stalin, dictator? Da, mă, dar eram tânăr. Așa e. E adevărat asta. Nu, a fost... Da, vezi, nu, încep să trăiesc din amintiri, nostalgii. Vrând o să ajungem și acolo. Da, mă. Dar am avut șansa asta extraordinară de a avea succes pe unde am fost. Și asta te ține sănătatea. Dar cum explică-ne și nouă, care este secretul acestui succes? La orice echipă te-ai dus, ai avut succes. Da. Cum de faci tu și alții nu fac? În primul rând, trebuie să ai o pasiune extraordinară pentru ceea ce faci. În același timp, să simți responsabilitatea, de exemplu, să simți responsabilitatea suporterilor români, de exemplu. Să simți responsabilitatea suporterilor locali. Să simți că n-ai voie să nu câștigi. Și în momentul când începi să câștigi, când ai succes, nu mai poți să trăiești fără succes. Și atunci de două ori mai mult muncești, de două ori mai atent ești, de două ori mai mult scrii. Când ai succes, cum ai zis, trebuie să muncești mai mult ca să ai succes ca în să continuare. Pentru că altfel te îmbolnăvești. Este clar. E o boală asta. Succesul... Da, te stimulează și nu poți să accepti înfrângerea. Nu poți să accepti înfrângerea și pentru asta asta e un al doilea, pe semne, raportul meu cu ceilalți. Nu mai pot să am același raport, pentru că acum vârsta mea nu-mi permite să fiu prieten cu jucători, nu-mi permite să fiu lângă. Din punctul ăsta de vedere, antrenorii tineri au un avantaj extraordinar, pentru că intră în mijlocul lor, îi simte așa cum trebuie. Bun, tu ce faci? Eu de aici, la antrenamente mai ești pe teren? Alergi? Cum să nu? De alergat nu alerg, dar mă controlez absolut totul. Tot ceea ce facem, exerciții, tot. Dar eu am văzut, scuze-mă, eu am văzut niște antrenamente al bietului Piști Kovac la Ajax, care stătea cu trabucul în tribună. Bine, era și erau asistenții, pentru era 70 și... Pentru că el avea o echipă formată. El eu trebuia să, de fiecare dată unde m-am dus, a trebuit să formez o echipă, să o fac să devină campioană. Cum să spun, era... Zic, altfel nu se putea. Și atunci... Sunt cu totul altfel. Un antrenor care este antrenor la o singură echipă, cu timpul și cu rezultatele, devine mai mult mai important decât președintele respectiv în această perioadă. Și are mult mai multe facilități pentru că poate să decidă și transferul de joc. Poate să decidă foarte multe lucruri. Deci e mai ușor să fie acolo. Greu este când treci de la un campionat la altul. Vedeți și mari antrenori acum ăștia care câștigă, nu trec decât la echipele care pot câștiga, indiferent. De Guardiola, un foarte bun antrenor, excelent, a dus ceva în spune. Dar el a fost Barcelona, a fost Bayern, a fost Manchester City, pe semne o să se ducă și la Real nu se poate duce din cauza asta, dar pe semne o să se ducă și la Paris Saint-Germain, Ancelotti la fel. Scoate acești oameni, scoate din nivelul ăsta, știu să se comporte bine la nivelul ăsta. Ancelotti s-a dus la Everton și
nu a reușit. Scala a câștigat cu Parma ceva, s-a dus mai jos. Trapattoni s-a dus la Cagliari, n-a reușit, nici la Fiorentina. În schimb, cu Juventus a câștigat campionate pe campionate. Pentru că e o structură deja bine pusă la punct, în care antrenorul are o importanță, dar nu teribilă. Vedeți ce se întâmplă cu Nagelmann acum la Bayern München. Ei consideră, și s-a calificat în sfert, ei consideră că clubul este mai puternic. Și am citit și o carte cu Guardiola, în care nemții asta îi spuneau. Clubul e mai important și este mai presus de orice antrenor. Clubul e deasupra. E, cum să spun, în fotbal câștigă, în primul rând, tradiția, câștigă puterea economică, câștigă istoria. Zice Barcelona, mască e un club. Adică mai mult decât un club. Da, mască e un club. Da. Astea câștigă. Nu câștigă cele mici care n-au nimic, n-au nici istorie, n-au... Așa la noi au fost date, au câștigat urziceni, mai băți tot felul s-au de dus, echipe de-astea, sătești, nu știu ce. Au câștigat o perioadă, s-au terminat. Echipele mari n-au cum să moară. Eu sunt convins că și Dinamo se va întoarce, și se va întoarce mult mai puternică. Pentru că e un brand. Asta? Da, da, nu acum, poate într-un an, 2, 3, 4, dar se va întoarce. Ăsta nu poate să dispară. N-are cum să dispară, pentru că nu lasă nici tradiția, nici istoria și nici suporterii. Nici suporterii, pentru că suporterii de astăzi sunt copiii din anii 90, când Dinamo juca extraordinar la nivel. Aceia au crescut cu Dinamo. Așa cum există o generație de copii și de suporteri care au crescut cu Steaua, înaintea lui Dinamo. Sau Craiova, care și acum suporteri cei mai mari sunt tot ăștia care în perioada au văzut Craiova Maxim jucând în acea perioadă. Sunt extraordinari, sunt atașați, sunt iubesc echipa noastră. Că până la urmă, chiar cum spun la englezi, mai poți să-ți trădezi familia sau soția, dar niciodată clubul echipa tău. Echipa pe care clubul zi, tău. Da. Nu, n-ai cum să treci de la o echipă la alta, ca suporteri. Ca antrenor, pentru că ești profesionist, ca conducător, că ești profesionist. Poți să faci, dar ca suporter niciodată. Ei duc viața clubului mai departe.